Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La mare, cred că trebuie să faceți economii înainte. Sau să facem economii, că va trebui să mergeți noi un pic la mare anul ăsta, nu? Deci, mulți internauți se plâng de prețuri foarte mari pe litoral. Și am văzut că marea problemă acum e cu șezlongurile. Am primit un mesaj de dimineață. Mesajul a venit la ora 5 și acum văd, 5 și 28 de minute. Bună dimineața, Camelia și Andrei. Îi așteptau, da, pe... Vă trimit salutări de pe plaja Steaua de Mare. Vă vine a crede că stau la coadă pentru a putea prinde un jeton pentru un șezlong poziționat favorabil? Aia. La ce tare, plaje cu jetoane. Da, la 5:28. Păi, în alte părți, când te duci la TKZ, te întreabă dacă este hotel cu plajă și șezlonguri și primești un șezlong care e al tău pe toată durata sejurului. Și au rezolvat problema. Nu stai cu jetonul, da, stai bătaia care să fie la apă, păi care da, să fie într-un loc, nu știu unde. Hotelul îți dă, dar nu poate să o stabilească și cine stă în primul rând și cine stă în ultimul. Eu asta spun, alții au rezolvat asta așa, îl primești pe ăla și la revedere, pa. Și o să înceapă, dai și păgi. O dai și păgi? Păi normal. Ei, n-ai birou, măi. Ce șezlong am șeful? Dar șezlongul ăla de 200 de lei la malul mării? În rândul 4. Șezlongul ăla de 200 de lei la malul mării? Nu era șezlong, era loc pentru cearșaf. Pardon, loc pentru cearșaf, da. Băi, aia a fost... Deci, mie mi se pare, eu sunt revoltat de povestea aia. Un dezvoltator imobiliar undeva în Mamaia Nord, un Năvodari în partea aia, are un complex, înțeleg, un complex mai de lux, și a pus un afiș pe care scrie așa. Dați așa, este, se închiriază fâșia de nisip dinaintea primului rând de șezlonguri la apă. 200 de lei pe zi. 200 de lei pe zi. În intervalul 8:30-20. Da. Și reporterii Adevărul s-au dus și au stat de vorbă cu cineva de acolo, cu un reprezentant, și ăsta a spus așa, citez. Fiți atenți ce spune omul. Este, ghilimele, da? Este o satiră la ce se întâmplă în România. Este soluția cea mai elegantă pe care am găsit-o în momentul de față. Întreaga idee este să descurajăm pe cei care vor să vină din afara complexului cu cearșaful, manelele, bere și semințe. Noi avem un complex care este la un alt nivel față de ceea ce există în țară. Avem proprietari aici care au plătit un preț exclusivist și beneficiază de niște condiții pe măsură, spune reprezentantul acestei companii private. Și acum, eu știți că sunt sprijin, liber schimbismul, nu? Sunt în favoarea inițiativei private. Bă, dar care este satira aici? Adică omul cred că nu înțelege. E satira la adresa săracilor? Eu știu dacă are voie să fac asta. Și asta? Deci e soluția cea mai elegantă pe care am găsit-o în momentul de față, să-i descurajăm pe cei care vor să vină din afara complexului. Noi avem un complex care este la un alt nivel față de ce există în țară. Săracilor. Avem proprietari aici care au plătit un preț exclusivist pârliților și beneficiază de niște condiții pe măsură. Nu fi tu să-i deranjezi să stai pe cearșaf pe plajă, că nu e plaja ta, da? E plaja mea. Bă, de unde e chestia asta cu plajele concesionate? Poate că ar trebui să ne mai gândim. Sunt niște reguli, Vlad. În Grecia, de exemplu, știm foarte bine, toți o grămadă de români se duc în Grecia, plajele sunt publice. Da. Nu există plaje private. De unde până unde? Adică, bun, sigur. Hotelurile în Grecia iau o bucată din plaja respectivă și o amenajează și o administrează. Da, dar toate fâșiile din rest, în față, în spate, oriunde, sunt publice. Exact. Da, mă, și la noi e la fel. Sunt și la noi e la fel. Plaje private și fiecare e obligat să lase 30% sau nu știu cât pentru cearșafuri. Deci nu cred că are voie să facă asta. Nu, atenție, stai puțin. Aia se face în lateral, da? Adică se împarte pe lat plaja. O zonă e cu șezlonguri și se lasă o zonă. Ideea este că între ultimul șezlong și țărm e obligatoriu să lași o distanță de 4-5 metri menită să faciliteze accesul echipelor de intervenție în caz de ceva, Doamne ferește. Uite, bă, că am văzut șezlonguri puse în apă la mare. Nu, asta e regula. Asta e lege, de fapt. Bun, și o respectă... Unii o încalcă și alții nu, e altă discuție. Cucu. Și acolo, de multe ori, vin oameni și își pun cearșafuri. Cred că aici vreau să lucreze. Păi nu, că nu zice asta. Cei de la... Nu, îmi pare rău că nu spune. Ar trebui să spună, nu, fâșia asta este rezervată pentru intervenția echipelor păi de urgență. Și oamenii nu respectă și își pun cearșafuri acolo. Bun, și atunci omul respectiv putea să spună reprezentantul, îmi pare rău, dar acolo nu vă puteți spune. Chiar dacă e frumos locul nostru și am investit în plaja asta și vă arată bine și e drăguț. Dar acolo nu puteți să puneți că asta este legea. Nu, știi ce? Aici o să fie 200 de lei pentru că aici s-au plătit bani săracilor și n-aveți ce să căutați pe aici. Sincer, păi, chestia asta mă scârbește și mă enervează. Asta e bun, dar apropo, ați fost la mare zilele astea?
Da. Prieten, nu tu. Ascultătorii, știm că ai fost, ne spui imediat. 0372069599. Dacă ați fost la mare, ce experiențe ați avut? Poate că cine știe, asta este o excepție. Da, și cu prețurile. Frumos. Am vrea să știm și cu prețurile, dacă v-au șocat sau nu. S-a viralizat o notă de plată, aici pe partea cealaltă, știi? Tot de la mama aia. Da, s-a viralizat o notă de plată, este 1246 de lei, o notă de plată la o cărciumă, lumea a luat foc, băi, că de-aia nu e nimeni, că prețuri, că nu știu ce, bă, stați un pic, dacă te apuci și analizezi nota aia de plată, pe primul loc acolo sau sus de tot sunt 21 de beri de import. Pe primul loc, 21 de beri de import, care numai alea au fost 357 de lei, deci asta e o notă pentru un chef serios. Unde așa te duci și... Păi da, nu, dar vezi că 21 de bere au costat 357 de lei, da? Adică vreo 17 lei o bere, cam așa, nu? În da. Linii mari. Asta e. În condițiile în care berea asta la supermarket e gen 4 lei. Nu știu dacă e 4 lei berea asta de care 4, zic 5 lei. Și vezi că mai sunt aici niște aspecte dacă te uiți. Cum ar fi cașcaval pane 27 de lei. Da. Ceea ce e totuși multuți. Bine, mici, acum nu știm, poate avea vreo fiță de local. Mici 34 de lei, adică oblei micu. Bun, pentru, stai puțin. Mici au luat 4 mititei 34 de lei. Dar acum să-ți explic ceva, aici e un chichirez. Orice cărciumar, mai ales într-o cărciumă pe care nu o poate ține deschisă, ce vrei să luăm telefoane? Da, luăm telefoane, stai că vorbim noi. 0372... Ne întoarcem după 5 minute. Bine, hai că vă explic de ce sunt mici și scumpi imediat ce ne întoarcem, dar sunați-ne să vorbim. 0372069599. Spuneți-ne dacă ați fost la mare și cum a fost experiența. Dacă vi s-a părut confortabil, curat sau din potrivă, cum sunt prețurile. Vrem să vorbim cu voi. 0372069599 și mesaje pe WhatsApp. 0728-3D1-3D2. 4 mititei, 34 de lei. În nota asta de plată la multicel. Care s-a viralizat, da. O cașcavalu că l-a remarcat Luca. 27 de lei cașcavalul pane, 17 lei o bere fără alcool. Da. Una. Zi. 14 lei 50 berea fără alcool. Urs. Și mai e una, da. Mă rog. Una de import. Ideea este următoarea, orice, că sezonul la mare la noi durează 2 luni. Da. Iulie și august, să fim serioși. Adică în septembrie nu prea mai e nimeni pe acolo, vine frigul și în iunie la fel este prea frig. 2 luni. Astea 2 luni cărciumarii trebuie să facă bani cât să plătească chiria și lucrurile astea care ar trebui să coste puțin, ei le fac scumpe. Unul dintre motive e și ăsta, ca să te descurajeze să te duci să stai 2 ore într-o cărciumă, să mănânci 3.000, să bei o bere. Înțelegi? Trebuie să coste mult, tocmai ca să nu-ți vină să... Sau dacă nu vrei să mănânci asta, atunci măcar te costă. N-ai ce să-i faci. Toată lumea înțelege că e sezonul scurt și că oamenii trebuie să scoată pârlea, dar pe de altă parte, clienții care vin să cheltuiască bani acolo, tot într-un an fac banii. Adică ei, la rândul lor, tot sezon scurt au, n-au... Da, dar clienții au salariu în fiecare lună după aceea. În timp ce oamenii ăștia după aceea nu mai au. Până unde? Ei închid și pa, au plecat, la revedere. Da. După aia trebuie să plătească conservarea locului, dacă vor să-l țină. Să știi hotelierii că, și așa mai departe. În experiența mea din weekendul ăsta, îți spun că erau cărciumi unde erau prețurile cât de cât în ordine și erau pline și cărciumi unde erau prețuri ca astea din exemplul și erau goale. Dat. Da. Și erau 2 mese ocupate și preferau să stea cu cărciuma goală și să se uite la poate turiști. Că oamenii aceia sunt proprietari pe spațiul respectiv, poate că nu plătesc chirie, poate că sunt mai buni manageri, habar n-am, nu știu, sunt multe explicații. Dar blestemul litoralului românesc ăsta este. Că sezonul nu durează decât 2 luni. Mă, dacă ar dura, ai nu 6 luni, dar măcar să fie 4 luni, acolo ar mai fi o speranță să fie lucrurile mai bune. Hai să vedem ce experiențe au avut cei care ne ascultă. Dumitru, cu noi, bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Mă bucur că am intrat în direct cu voi. E prima oară, vă ascult. Excelent. Dimineața de dimineață. Ne bucurăm. Zine, ne sunt de pe un, șezlong de 100 de lei de la malul mării. Nu, am fost la mare de câteva ori vara asta. Sunt din zonă și îmi permit să merg. Sunt din Tulcea. Și nu e chiar așa cum se spune pe rețelele de socializare și ce mai spun alții turiști români. Șezlongurile sunt la un preț cât de cât normal, 30-35 de lei. Unde asta? În Mamaia, stațiunea Mamaia. În Mamaia, da, da, și nord, atât cât în nord, atât cât și în, mai la periferia stațiunii. Băuturile pe plajă sunt cât de cât ok, adică o bere la draft de 10 lei. Tot ce se mai scrie pe rețele de socializare se exagerează. Știți cum e românul? Eu am văzut nota aceea de plată cu 25 de lei berea. Mă scuzați, acolo e la Beautiful, de la Fratelli.
E normal. Auzi, dar uite, îți spun că eu am fost în partea de sud a litoralului, unde nu vin oameni cu așa de mulți bani ca la mama aia în general. Da, și da, cel da. Mai ieftin șezlong era 40 de lei, iar în cele mai multe locuri era 50 de lei, ceea ce din start mi se pare că pentru... Păi te duci o persoană care câștigă 3.000 de lei pe lună, să zicem. Dar te duci cu soția și hai să zicem, cu copilul. Un copil, dar... și ții două șezlonguri. Deci un set de șezlonguri din capul locului pe jos. E 80-100 de lei. Deci tu te duci 7 zile la mare și ai... Tu stai pe jos. 5-6-700 de lei te costă șezlongurile. Berea era 10-12 lei pahar de 400 la draft. Litri, da. Ceea ce, băi, e mult pentru zona aia Venus, Jupiter, Saturn. Da, e mult. Mi se pare foarte mult. Am fost și la Neptun, am fost și la Olimpia, asta era o plăcere. Deci cel mai ieftin șezlong, 40 de lei. Mie mi se pare foarte... În contextul în care erau 80% din plaje goale. Da. Deci te costă un weekend, dacă pui și benzina... benzina. Da. Pe mine m-a costat cu bătrâna mea, care consumă cam 7,5, 400 de lei dus întors și ce m-am învârtit un pic acolo. Fapt pentru care pe drum a fost... uluitor. Eu am plecat vineri cu inima îndoită, zic, mamă, sunt a fost și pe la Vama Veche, nu știu ce cântare, și festivalul de la Mamaia, și am zis că o să fie măcel pe drum, o să fac 5 ore. Am făcut 2 ore și 20 de minute, l-am întors 2 ore și jumătate, pentru că probabil din cauza scumpirii carburantului, oamenii nu-și mai permit să facă așa weekenduri la mare, cum făceam până anul trecut. Bună dimineața, Carmen! Bună! Bună! Da, bună dimineața! Bună, Carmen! Experiența ta, ai fost la mare? Cum a fost? Da, săptămâna trecută am venit înapoi de la mare. Da. Am fost în Venus. Ne-a șocat, de fapt, ne-au șocat lipsa pubelelor de pe plajă, a gunoaielor, a coșurilor de gunoi. Adică era mizerie, asta spune. Nu erau coșuri, nu erau pubele, nu erau coșuri de gunoi nicăieri. Dar prețurile cum erau? Deci exact ca în Japonia, în Tokyo, știi? Că nici acolo nu există coșuri de gunoi pe stradă. Practic îți iei gunoiul cu tine înapoi. Da, da, toată mizeria era pe jos. Deci plin de peturi, de ambalaje, de biscuiți, de chipsuri, de orice, erau toate pe jos, dar nu erau pubele nicăieri. Și nu era un coș de gunoi pe niciun stâlp. Deci în toată stațiunea am văzut două coșuri de gunoi. Pe două stâlpuri. Prețurile, un șezlong 30 de lei... Am ales să stăm pe iarbă, sub umbra copacilor, în spatele șezlongurilor. Deci tot așa mare era la 20 de metri de noi. Astea sunt experiențele noastre. În schimb, ne-am întrebat cei 50 de lei pentru stațiune ce am plătit la cazare, pentru ce se adună atunci. Taxa de stațiune, adică? Da, taxa de stațiune, dacă... Nu sunt coșuri de gunoi. Da. În ce se investesc? Nu, dar apropo de ce spuneai tu, Vlad, cu sezonul scurt, cineva întreabă, zice, dar la bulgar cât durează sezonul? Că, uite, în Bulgaria, în ce înțeleg... Asta așa e, da. E altceva. În primul rând, sunt multe hoteluri unde aici să faci cu locuri de joacă pe un copii, cu tobogane, cu... La noi nu prea ai activități, adică e marea în ordine, dacă e agitată sau murdară... Asta e rezultatul unei politici greșite care la noi a început în urmă cu 30 de ani. Și le-a început bine în urmă cu 30 de ani. Da. La ei, majoritatea locurilor de acest gen sunt administrate de grupuri mari, internaționale, care au alte resurse și altă experiență de management. La noi a fost pe prăduială, pe faimoasa locație de gestiune, domnilor. Imediat după Revoluție, șmecherii au zis, hai că luăm noi aceste hoteluri, complex, nu știu ce, nu le cumpărăm. Doar le luăm, avem grijă de ele. Și le-au făcut zob. Și ăsta este rezultatul. Adică, și acum e și foarte greu să mai schimbi lucrurile astea. Mulțumim pentru mesaje, mulțumim pentru telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.